Probabil că cel puțin o dată în viață v-ați spus că n-ați face așa ceva pentru nimic în lume. Vorbim despre cele mai murdare și periculoase meserii din lume, care până la urmă își găsesc executanții. Sunt ocupații care implică expunerea la medii cu foarte multe bacterii și mirosuri extrem de neplăcute. Curățarea cuștii unui animal la zoo, a unei toalete ecologice sau a canalizării au ceva în comun. Toate sunt meserii deosebit de murdare. O muncă murdară, dar bănoasă. Și când treaba este plătită, cu salarii pe măsură, parcă nimic nu mai pare prea scârbos. Fie că este vorba despre ridicarea gunoiului menajer sau despre îmbălsămarea cadavrelor, multă lume preferă să nu se gândească la faptul că este nevoie și de astfel de servicii pe care trebuie să le facă cineva. Dar haideți să vedem care sunt cele mai murdare meserii din lume, cel puțin în opinia americanilor, și ce presupun ele, potrivit howstuffworks.com. Vidanjor. Liniile de canalizare reprezintă o importantă parte a infrastructurii unui oraș. De asemenea, și curățarea și menținerea lor într-o stare bună de funcționare este un lucru la fel de important, care implică o muncă deosebit de neplăcută și foarte murdară. Canalizările găzduiesc gândaci, insecte, șobolani și alte rozătoare cu care muncitorii trebuie să se confrunte în lucrul lor zilnic. Pe lângă acestea, canalizările sunt un real focar de infecții, ce găzduiesc o serie de bacterii deosebit de nocive sănătății omului și, deseori, implică interacțiunea directă cu o serie de deșeuri umane. Vidanjorii lucrează la întreținerea liniei de filtrare a apei. Ei trebuie să înnoate efectiv prin excremente umane pentru a activa manual pompa de filtrare. Este drept că sunt echipați cu costume speciale și poartă măști pe față, dar mirosul este greu de înlăturat la sfârșitul zilei de lucru. Meseria de vidanjor are un factor foarte ridicat de risc pentru infecțiile bacteriale rezultate ca efect direct al meseriei. Aceasta este una dintre cele mai murdare meserii din lume. Curățător de toalete ecologice. Pentru curățarea acestor toalete, muncitorii folosesc un aspirator special, cu care trebuie să extragă toate deșeurile până la golirea bazinului. După ce acest pas este efectuat, urmează spălarea efectivă a bazinului și mai apoi a toaletei propriu-zise. Acest lucru este efectuat cu ajutorul unui furtun cu apă la mare presiune, deoarece toaleta este un mediu foarte propice multor bacterii. Deseori se folosesc chimicale specifice pentru dezinfectarea acestora. Această meserie este deosebit de murdară, deoarece implică lucrul direct cu excremente umane și prezintă un risc foarte mare de infecții datorită expunerii la bacterii nocive. Gunoier. Majoritatea dintre noi ne spălăm pe mâini imediat după ce ducem gunoiul sau intrăm în contact cu el în vreun fel. Gunoiul menajer este perceput ca fiind ceva de care dorim să ne debarasăm cât mai repede cu putință și ne inspiră mizerie și dezordine. Atrage șoareci și alte rozătoare și este, în general, un focar de infecție mult adorat de o serie de bacterii dăunătoare sănătății noastre. Lucrătorii care colectează gunoiul muncesc într-un mediu deosebit de murdar și, în plus, programul de lucru este unul dificil. Muncitorii deseori își încep lucrul dis de dimineață, urmând ca uneori să lucreze și în weekend. Deseori aceștia se confruntă cu injurii
aduse de către unii participanți la trafic, ce devin frustrați din cauza încetinirii traficului, datorat opririlor frecvente. De asemenea, riscă să fie implicați în accidente rutiere, în timpul colectării pubelelor situate în proximitatea drumurilor pe care circulă autovehiculele. Meseria implică contactul direct cu gunoiul colectat și nu doar cu manevrarea recipientelor de colectare a deșeului. Din aceste motive, această meserie este una dintre cele mai murdare meserii din lume. Dar și răsplata este pe măsură. În America, salariul orar al unui gunoier ajunge și la $16 pe oră, în timp ce anual se poate ajunge și la $60,000, în funcție de orele suplimentare lucrate. Instalator. În societatea modernă, ideea de a trăi fără instalație sanitară este de neconceput. Nici nu ne putem închipui viața fără a avea în permanență apă curentă, rece sau caldă, pentru necesitățile zilnice. În acest context, instalatorii nu se pot plânge de șomaj, cel puțin în țările din vestul Europei și pe continentul american. Meseria face parte însă dintre cele mai murdare din lume, în condițiile în care instalatorii trebuie să scoată murdăria din spațiile ascunse și înguste din pereți sau din casă. Și, pe lângă faptul că este o meserie periculoasă, dacă ne gândim că instalatorii trebuie să lucreze pe conductă cu apă fierbinte, nici programul nu este unul comod, lucrătorii fiind solicitați la orice oră din zi și din noapte. Însă, toate aceste inconveniente au și o răsplată. În America, venitul anual al unui instalator poate ajunge și la $50,000 pe an. Miner. O meserie pe cât de periculoasă, pe atât de murdară. Chiar dacă în ultimele decenii mineritul s-a schimbat radical, totuși rămâne o meserie grea. Pe lângă bolile profesionale care pot apărea, minerii sunt în permanență în pericol, din cauza exploziilor și a surpării minelor. Pe lângă pericolele pe care le implică, meseria de miner este și una dintre cele mai murdare. Și nu vorbim doar despre murdărirea mâinilor. Praful de mină se imprimă în haine, se ridică în aer, provocând îmbolnăvirea muncitorilor. Dar, deși munca în mină este o condamnare la moarte, banii sunt tot bani, chiar și mânjiți cu praf de cărbune. În Virginia de Vest, unde această activitate este una dintre cele mai dezvoltate industrii, minerii câștigă în jur de $65,000 pe an. Lucrător pe conducte și în canale. Șoareci, mizerie, pasaje întunecate, uneori și cadavre. De asta au parte cei care trebuie să intre în canale și să repare conductele din subsolul orașelor. Activitatea acestor oameni se desfășoară în proporție de 99% în tunelele de sub pământ, căutând și reparând conductele care colectează apa folosită dintr-un oraș întreg. Pe lângă mirosul insuportabil, gândaci și șobolani, au existat cazuri în care muncitorii au găsit și cadavre de animale sau chiar de oameni. Dar înainte să spunem despre cei care își aleg această meserie, fără să-i oblige nimeni, că trebuie să fie săriți de pe fix, să vedem și cât câștigă, peste $60,000 anual, și asta fără a avea cine știe ce studii. Pescar. Când vorbim despre pescuit, ne gândim la o după-amiază liniștită pe malul lacului, sub razele călduțe ale soarelui. Puteți fi surprinși să aflați însă că meseria de pescar este una dintre cele mai periculoase din Statele Unite, în care au loc cele mai multe accidente de muncă.
Vorbim aici despre angajații de pe navele de pescuit. Pericolele pe un astfel de vas se întâlnesc la tot pasul. Și dacă marinarii iscusiți știu cum să facă față unei furtuni pe mare, pot apărea probleme în manevrarea ustensilelor pe care le folosesc la tranșarea peștelui. Iar dacă, din neatenție, un muncitor cade peste bord, dacă nu se neacă, sigur moare înghețat. Munca pe un vas de pescuit este și extrem de obositoare, în condițiile în care o tură poate ajunge și la 21 de ore de muncă pe zi. Dar, pe cât este de periculoasă, pe atât de bine plătită este această meserie în America, salariul anual depășind frecvent 60.000 de dolari. Lucrător pe platformele petroliere. Dacă ne gândim câți bani se fac în industria petrolieră, am fi tentați să credem că angajații din acest sector sunt printre cei mai fericiți. Nu este deloc așa, dacă ne gândim că, de cele mai multe ori, munca se desfășoară pe platforme în mijlocul oceanului, iar meseria de petrolist este una murdară și periculoasă. Pe lângă cele 12 ore de lucru pe zi, munca pe platformele petroliere implică pericolul exploziilor și al incendiilor în permanență. Cei care sunt suficient de curajoși și de puternici să facă acest lucru depășesc frecvent 40.000 de dolari pe an. Câștigurile cresc substanțial pentru cei cu studii de specialitate. Gastroenterolog. Câteodată, unul dintre cele mai dificile lucruri este acela de a privi în interiorul nostru. Și nu vorbim despre căutarea sinelui, ci despre una dintre cele mai importante ramuri din medicină, gastroenterologia. Tot ceea ce mâncăm parcurge un drum de peste 7 metri prin sistemul nostru digestiv. Iar când apare o problemă, apelăm la un gastroenterolog, care trebuie să verifice sistemul de la introducerea alimentelor în stomac și până la ieșire. Ceea ce, după cum lezne ne dăm seama, nu este deloc plăcut. De aceea, nici nu este de mirare că remunerația anuală a unui medic gastroenterolog din America pleacă de la 250.000 de dolari și poate depăși 400.000 de dolari, în funcție de experiență și de gradele obținute de-a lungul carierei. Cel care curăță locul unei crime. În funcție de cât de murdar este locul, curățarea poate dura de la câteva ore la câteva zile. Dar cei care curăță locul producerii unei crime nu se plâng prea mult din această cauză, pentru că sunt plătiți cu ora. Cu puțină experiență, se poate câștiga în jur de 75.000 de dolari pe an, făcând curat după ce poliția a terminat de investigat la locul producerii incidentului. Dacă muncitorul mai are și studii în domeniu, câștigurile anuale pot depăși 100.000 de dolari. Angajat la morgă sau la pompe funebre. Dacă egiptenii își mumificau morții, multe culturi moderne îi îmbălsămează, iar acest lucru nu este deloc plăcut pentru cei care o fac. Gura și ochii se fixează cu fire și lipici pentru a nu se deschide în timpul funeraliilor. Unele familii cer chiar machierea răposatului sau să îi se facă manicura, ori să fie bărbierit, în cazul bărbaților. Te ia cu fiori numai când te gândești la asta. Așadar, cine ar face așa ceva? Sunt persoane care au suficient sânge rece însă, poate și pentru faptul că ajung să câștige peste 40.000 de dolari anual. Sursă de documentare: howstuffworks.com.